Practic, noi astăzi nu avem tineri care să vină să lucreze la școală. În ultimii ani, asta se vede foarte, foarte concret. Colectivele îmbătrânesc, este evident, probabil că asta e legată și cu starea generală a localităților, demografia care există în sate, dar totuși, atâta timp cât există localitate, trebuie să existe școală. Și atunci, ce ne facem noi fără pedagog, cu salarii mizerie și cu școli care nu se repară cu zecile de ani? Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Noi trebuie să modificăm modelul economic de funcționare a sistemului educațional în Republica Moldova. La etapa actuală, noi avem un model preluat, implementat în Republica Moldova, dar este adus din străinătate. Și acest model a demonstrat și în țările vecine, cum ar fi, de exemplu, România, Bulgaria și alte state, că el este unul care duce în mare măsură la închiderea școlilor. Acest model este implementat și în Republica Moldova pe parcursul deja aproape 8-9 ani de zile și el presupune, sau mai bine spus, el percepe educația ca un serviciu. Adică este un serviciu care cineva trebuie să-l presteze, el dacă este prestat să alocă careva bani, dacă nu, serviciul ăsta nu merită acele investiții. Noi considerăm, personal consider că acest model nu este cel mai bun și noi trebuie să modificăm, să punem accentul nu atât pe perceperea educației ca un serviciu care trebuie să fie prestat, ci ca un domeniu în care statul trebuie să facă investiții de lungă durată. Aceste investiții de lungă durată, ele trebuie să reiasă din faptul că educația este acea temelie care stă la baza dezvoltării societății noastre. Da, ca urmare a acestor reforme pe care le-ați menționat noastră, la etapa actuală noi avem școli închise. Noi avem probleme la nivel de administrație publică locală, cum ar fi, de exemplu, și declarațiile făcute de unii președinți de raioane în ultima perioadă, care spun că datorită schemii de finanțare în sistemul educațional la etapa actuală, nu sunt bani. Și autoritățile locale din nivelul 2 sunt impuse în mare măsură să închidă școli. Cât privește rezultatele acestor reforme, noi avem la etapa actuală salarii în sistemul educațional care sunt undeva în jur de 80% din salariul mediu pe economie, ceea ce reprezintă un salariu demotivant pentru profesorii noștri și respectiv mulți pleacă din sistem, iar profesorii tineri nu doresc să vină în sistemul educațional. Respectiv, datorită din datele statistice pe care le avem la etapa actuală, constatăm că, de exemplu, anul trecut, numărul profesorilor cu o vârstă de până la 30 de ani s-a diminuat, deja este sub 9% din numărul total al profesorilor. Numărul profesorilor cu o vârstă de peste 50 de ani și respectiv 60 de ani și mai mult constituie în jur de 50% din sistemul educațional din Republica Moldova. Cu siguranță acești profesori în vârstă, ei sunt fondul de aur al sistemului educațional din țara noastră, dar în același timp ăsta este un risc major pentru sistem, pentru că aceste persoane, în caz că pleacă la odihnă bine meritată, noi riscăm sistemul nostru educațional să intre într-o stare de colaps.